primarul încă în funcție Andrei Volosevici a propus ieri în cadrul unei ședințe menținerea subvenției la valoarea de până acum, iar Consiliul Local Ploiești a aprobat propunerea în condițiile în care, în realitate, Municipalitatea Ploieșteană a îngropat în datorii propria societate, operatorul Termoploiești. Primarul nou ales, Mihai Polițeanu, a declarat în cadrul unei ședințe organizate săptămâna trecută că Ploieștiul este în colaps financiar, iar subvenția pentru gigacalorie trebuie mărită pentru a nu intra și Termoprahova în această situație. Obiectivul este să reintroducem subvenția pentru ploieșteni, pentru că, repet, la acest moment nu mai există subvenție. Toată vara lumea a plătit apa caldă la nivelul de producție și distribuție. Este important să reintroducem subvenția pentru populație, pentru că, unu, vor fi consecințele sociale severe. Pe de altă parte, clienții ar ieși din sistem și ar instala centrale de apartament. Ori asta înseamnă că sistemul ar intra în colaps, pentru că ar fi clienți mai puțini și, evident, costuri mai mari pentru fiecare. Subvenția sustenabilă, asta înseamnă că menține prețul plătit de populație la un nivel competitiv. Repet, altfel vor ieși din sistem. 2. Corespunde posibilităților financiare ale Ploieștiului. Trebuie să ieșim din minciuna că putem susține o subvenție la nivelul actual, pentru că nu putem și ultimii 4-5 ani arată acest lucru. 3. Permite ieșirea din blocaj financiar a Termoploieștii. Pentru că dacă Termoploiești nu va ieși din blocajul ăsta financiar, nu va putea face investiții și practic va colapsa în câteva luni. Prețul plătit de populație la Oradea este de 378 de lei pe gigacalorie fără TVA, la Ploiești este de 186. Și nivelul subvenției fără TVA la Oradea este de 65 de lei, iar la noi este de 415 lei. De 7 ori mai mare. În condițiile în care venitul mediu pe cap de locuitor la Ploiești este mai mare decât venitul mediu pe cap de locuitor la Oradea. Și uitați-vă cum arată Oradea și cum arată Ploieștiul. Și diferența este responsabilitatea și viziunea pe care au avut-o edilii municipiului Oradea. Mihai Polițeanu a propus reducerea cuantumului subvenției la gigacalorie pe fondul unor datorii de 10 de milioane de euro ale municipalității pentru termoficare. Prețul plătit de populație în Ploiești de 187 de lei, 186,97, este din 2013. În 2013 a apărut acest preț plătit de populație de 186, apoi până în 2017 a scăzut, adică s-au dus și mai jos, și în 2018 a revenit acest preț de 187 de lei. Și de atunci este neschimbat. Dacă prețul plătit de populație de 187 de lei ar fi actualizat doar cu rata inflației, începând cu 2014, deci după anul în care a fost introdus acest preț, astăzi ar fi 286,8 lei. Faceți calcule. 286. Deci fără să ținem cont de ce s-a întâmplat în Ucraina, de explozia prețului gazelor și de tot ce s-a întâmplat, da, în această țară și în lumea în care trăim. Actualizat doar cu rata inflației, prețul de 187 stabilit în 2013 ar trebui să fie astăzi 286 de lei. E o propunere introducerea subvenției pentru apă caldă și căldură. Din păcate, la acest moment, deși sună foarte bine, populist, prețul plătit de ploieșteni este cel mai mic din țară cu foarte, foarte mult. Ceea ce propun eu este ca în continuare prețul plătit de ploieșteni să rămână printre cele mai mici tarife din țară. Și cuantumul de subvenție propus fără TVA, adică plătit de toți ploieștenii, da, de la bugetul local, să fie de 255,22 lei pe gigacalorie, totalul de subvenție din bugetul local, asta ar însemna vreo 80 de milioane de lei, o reducere de la 120 la 80 de milioane, 80 de milioane pe care în continuare, de fapt, noi avem, care se vor adăuga datoriei existente. Iar prețul plătit de populație pe gigacalorie fără TVA să fie de 350 de lei. Nu este o dublare, dar este o mărire și va rămâne, repet, printre cele mai mici prețuri din țară. Când sunt eu aici, cel mai fraier primar, sau cum vreți, 222,7 puncte. După care să o modifici. Și să povestească populației cum este ineficientă încălzirea și trebuie să plătească mai mulți bani. Eu nu pot să spun lucrul ăsta. Este evident că am
avut niște întârzieri la alte contracte. Este evident că nu ne-a fost ușor să scoatem 1.600.000 de lei pe zi ca să încălzim cât de cât orașul cu CAF 5 tăiat la fund, dat de Dumitrescu. Avem cea mai, și am avut 4 ani de zile cât am fost în această funcție, cea mai ieftină gigacalorie din țară, cel mai ieftin tarif la apă și canal. Iar soluțiile pe care le-am dat, cred că nu au fost greșite. Vrem școli moderne, vrem spitale moderne, vrem parcuri frumoase și spații verzi, vrem locuri de joacă, vrem tramvaie noi și trebuie să alegem. Păstrăm primăria ca o caserie pentru subvenție la termoficare și lăsăm orașul să moară în continuare sau luăm niște măsuri responsabile și curajoase. Subvenția la termoficare, circa 120 de milioane pe 2024. Investițiile în școli, prevedere bugetară, nu știu dacă a fost executată, 11 milioane. De 10 ori mai mult banii dați pe subvenție față de investițiile în școli. Subvenție termoficare, 120 de milioane, investiții în spitale, 361 de mii de lei. N-am mâinile neajuns de lungi să arăt această discrepanță. Considerați că eu, da, în contextul în care am propus Consiliul Local, ce a înțeles foarte bine și aici realitatea este că și Consiliul Local a înțeles că așa s-a putut pune în practică, că oamenii nu își pot plăti facturile la o utilitate de bază numită căldură și apă caldă, care evident crea niște probleme la nivelul datorilor pe alți furnizori și restul. Este o chestiune incorrectă? Nu. Poezia că suntem în colaps, suntem în colaps social. Deși nimeni nu dorește ca plăieștenii racordați la sistemul centralizat de furnizare a apei calde și căldurii să plătească mai mult, de unde se va achita această subvenție? Nu este suficient doar ca aceasta să se voteze, însă mai trebuie și plătită către Termoplăiești. În urma propunerii de ieri a lui Volosevici, ca urmare a votului din Consiliul Local Plăiești, primarul nou ales Mihai Polițianu a avut o reacție dură postată pe o rețea de socializare. Primarul și fiecare, dar absolut fiecare dintre consilierii locali care au votat astăzi să dea foc bugetului Plăieștiului și să îngroape Termoplăiești au știut exact ceea ce fac, pentru că vin alegerile, au dat ca și Ceaușescu încă maxim 100 de lei per familie per lună pentru 4-5 luni pe an. Atât era costul în plus real al unei subvenții echilibrate pentru o familie și au omorât investițiile în educație, sănătate, dezvoltare urbană, transport public. Lucrurile nu vor rămâne așa, am pornit această bătălie pentru viitorul Ploieștiului în urmă cu 2 ani. O voi continua și vom câștiga cu toții. Tot ce trebuie este curaj, responsabilitate și onestitate. Se poate, a menționat pe rețeaua de socializare Mihai Polițianu.